Deci când am venit acasă, aseară, Bebe, Andrei, Anița... Ce făceau? Table, jucau table. Băi, deci era desfigurat de supărare Bebe. Deci Ana făcea, bă, cât vrei să dau? 6-6, 6-6, 6-3. Deci toate, deci fiecare zare exactă la pe care îl spunea. Deci era desfigurat de nervi. Azi că așa ceva mi-a zice, bă, mamă, dacă nu era femeie, dădeam cu tablele în cap. Am mâncat și micul dejun aici la Denis. Mâncare foarte bună, stil american. Prea dar grasă. Nu m-aș vedea mâncând în fiecare zi. Prea grasă. Da, da, ca da. Experiență e ok. Ți-a plăcut? A fost foarte bun. Aici ți-ai luat și pentru acasă tu, văd că nu, de foame pentru... multă. Pentru bebe. Pentru bebe, bravo. Da. Nici Ana nu se simte foarte bine. Să știi că și ea încă se resimte după răceală. O să am eu grijă de Ana să facă mișcare, să mănânce sănătos și să... Se pune pe picioare foarte rapid. Aici este un sushi pe care l-a descoperit Ron. It's my friend, the owner. They are friends. Our owner, your friend? Yeah, yeah. That's why you came here. Yeah, yeah. Is here? Oh my God, he's off today, but I can call him. So you know him? Of course. He's a champion too, you know that? Of course I know. Wow, what is your name? Ronald Gabriel. Oh my God, I call him. Okay, call him. Sunt foarte multe în Vegas, dar ăsta este unul mic, așa, al prietenului lui. Am născut pentru a mânca. Mamă, știa, că nu te-ar ții în rucine. Păi, de ce crezi că nu stau așa? Prefer locurile mai puțin populate. Las că după ce m-am mărit, pot să mă îngraș. Doamne ferește, Doamne ferește, nu mă mai îngraș niciodată. Just for me? And... Okay. And this is German, I'll call for you. Thank you. And the spicy one, right? I ordered a spicy one. Elephant? You didn't order. No, I did. I think the elephant drawer. Elephant, coming. Yeah, coming, ok, thank you. Presupun că alimentația este foarte, foarte importantă pentru tine, nu? Foarte importantă. Mamă, dar ce proaspăt e. Vezi? Da, știu. E un factor absolut obligatoriu pentru performanță. Da, dieta e foarte importantă, vitaminizarea e foarte importantă și somnul, cât mai mult somn. Foarte bun. Mm-hmm. Asta ce aici? Ia și mișcă. Nu că n-am... Ei, nu. Te place sushi? Da, foarte mult. E ăla spicy, nu? Acum am văzut că și miroase a spicy. Da? Da. Să știi că totul are totul cu limită, adică nu fac excese, știi? Chiar și la prăjituri și la dulciuri. Am totuși o barieră, știi, o limită. Adică mă păstrez echilibru. După ce ați mâncat, ați stat foarte mult pe telefoane și ați făcut planuri acum, la final de an, în ultima zi din an. Lucruri și